aventurieri, bine ați venit la un nou video! Astăzi mergem la plimbare. Vreau să ajung la un magazin El Corte Inglés, pentru că cine a văzut shortul? Când am fost în Valencia, am găsit gemenele Storm la ofertă. Eu am fost surprinsă pentru că n-am știut că au ofertă. Apoi m-am uitat pe site și am văzut că au și pe Ainsley la 40 de euro. Puteam să o comand de pe internet, dar am tot stat să mă gândesc pentru că sunt atât de multe păpuși pe care le vreau, dar tot îmi stă gândul la ea. Și am descoperit că într-un oraș lângă mine, în care nu prea mă duc, există un Corte Inglés. Eu am fost mai de mult, dar am uitat. Și vreau să mă duc să văd dacă sunt acolo, pentru că am dat pe site și scria cumpără și colectează-le din magazin. Și zicea că la acest magazin poți să le iau în 2-3 ore, ceea ce înseamnă că ar trebui să le aibă în stoc, pentru că dacă nu, ziceau 2-3 zile ca să apuce ei să le trimită din Madrid sau cine știe de unde au depozitul. Așa că vreau să merg să văd dacă o găsesc pe Ainsley și să văd dacă mă conving să o iau. O vreau, dar v-am zis, lista e atât de mare că nu știu ce să aleg. Și am ajuns, haideți să vedem dacă o găsim pe Ainsley. Wow, am ajuns aici și am și uitat că au această secțiune. Adică știam că El Corte Inglés are. Stăm așa aproape de magazinul ăsta. Trebuie neapărat să vin cu Iulian. Ia uitați ce Hulk e în spatele meu. Și au o groază de mini figurine, Maleficent, Stitch. Uitați-l pe Jack, îmi place foarte mult statueta aceasta. Și mai e una cu Sally, dar aici nu au. Și mai este și Zero, Wednesday. Super, o groază de chestii, o groază de Funko Pop. Trebuie să vin cu Iulian la acest raion. Ia uitați, Harry Potter. Tot felul de chestii din Harry Potter. Ce frumoasă e sticla asta. Super, o să revenim aici. Și aici suntem la secțiunea de jucării. Harry Potter. Ah, ce drăguțe sunt acestea, mai copilăroase. 15 euro, le au la reducere. Simpatice. Știți că mie îmi lipsește și Hermione și Ron. Eu mi-am luat doar profesorii și pe Harry, la, dar o să văd, mai aștept. Poate îi bag în calendar, ar fi interesant să fie în calendarul advent la anul Ron și după aia Hermione. Nimic interesant la Cars. Să vedem unde sunt păpușile, le-am găsit aici. Are Barbie. I-a căzut căciula pe față. Color Reveal, mai multe modele. Mermaids, ia uite-ți cu 15 euro. A fost și una pe internet la 15 euro și nu mi-am luat-o. E drăguță. Dacă nu mi-o găsesc pe Ainsley, poate mi-au un Mermaids. Să ne uităm la LOL și OMG. Trebuie să desfacem și noi o bilă din aceasta. Surprise Swap. Schimbăm capul păpușii. Aici avem Bubble Surprise. Uitați! Hello Kitty, dacă n-ați văzut unboxing-ul, e pe canal și v-am zis că sunt 14 euro, adică 15 chiar aici, dar de pe OLX le găsiți cu 30 de lei. Și în rest, păpușa Fierce, Pose, cea care îmi lipsește, la 32 de lei, 32 de euro, mai aștept un pic, aș vrea-o cu 28. Pe partea aceasta e Pinipon, care este o jucărie spaniolă. Un brand spaniol, sunt așa micuțe și se pot schimba capurile, se pot întoarce și e tristă, veselă și au o groază de seturi, aici nu sunt așa multe, dar au foarte multe, e un brand super cunoscut aici în Spania. Pe aici, nu știu ce avem, dar sunt super simpatice, Fluffy Stuffies, super, super cute, se transformă în animăluțe, din câte văd, și un panda. Chiar drăguți. Aici sunt păpușile Bratz. La mine nu o să le vedeți. Nu o să fac unboxing. Asta e chiar Kylie. Kylie Jenner. Din familia Kardashian. Nu o să le cumpăr. Nu-mi plac deloc. Nu-mi place fața lor. Nu știu de ce. Așa, aceasta e tot Kylie. Au făcut o colaborare. Văd că au și aceste jucărele. Super micuțe cu Kylie. În mai multe poziții. Dar sunt prea mici. Sunt gen Polly Pocket, așa. Iar aici văd că na-na-na nu mai sunt din material, sunt din plastic. Adică așa erau înainte, cu material. Și acum văd că au fața de plastic. Mie îmi plac accesoriile care vin. Ia uitați ce dulap sau ce e ăsta, rucsac, e super simpatic. Îmi place părul ei. Se vede la lumină ce frumos e? Aici mai avem Barbie. A apărut una ediție specială, nu cu sticlă, cu o cană foarte frumoasă care îmi place, poate o să o iau, dar aici nu are. Acestea sunt paharele acelea din Barbie Pop Reveal, dar eu aș vrea cană. Zombies Forever. Interesant. Uitați-le acolo. Drăguțe. Și am ajuns la Monster High, Gulia,
Frankie, ce mai e pe aici, draculură? Pe aceasta o am. Pe mine mă interesează Clio cel mai mult. Îmi place și Laguna. Aș vrea o Laguna și un Toralei să-mi iau. E frumoasă asta. Iar pe partea aceasta avem aceste serii. Aceea și aceea le-am pe amândouă. Să trebuiască să le facem unboxing. Fierdescent. Și acestea sunt Schoolmate Secrets. Bine, și acelea sunt tot Schoolmate Secrets, dar altă linie. Au unghii cu Monster High. La 10 euro. Îmi place pisica din Alice în Țara Minunilor. Cheshire Cat. Chiar voiam să zic că mă plimb pe aici și nu găsesc Rainbow High, dar uitați-le, le-am găsit, sunt în fața mea. A, o văd, o văd, o văd, am găsit-o! Am găsit-o pe Ainsley! Să o iau? Să n-o iau? E redusă, uitați, a fost 80 de euro și acum e 40. Oh, avem și pe Avery, de mult e setul ăsta, mă mir că mai este în magazine. Ruby din colecția Fantastic Fashion. Asta o văzutem acum recent pe Carrefour cu 24 de euro, aici e 36, e super, super frumoasă, neapărat vreau să-mi o iau. Și Olivia, bineînțeles. Ia uitați că avem și gemenele, dar le-au scumpit, nu mai sunt 40 cât am dat eu pe ele, s-au făcut 50. Aceasta e Olivia, care iar îmi place mult. Și mai avem câteva jos aici. Iar pe partea aceasta e casa. Mai avem câteva păpuși și cele din junior și accesorii. Dar nu-mi vine să dau 10 euro pe o cutiuță de accesorii. Uitați pantofii. Iar ăștia sunt super adorabili. Totuși, așa în formă de ursuleț. Îmi plac și Adidas. Sunt simpatice, dar parcă 10 euro, păi mai pun 5 euro și-mi iau o păpușă mărmeiz acum la reducere. Mă uit atentă la fața lor. Una nu prea-mi place cum e machiată. Stați să vă arăt. Aceasta parcă are prea mult negru în jurul ochilor. Și mai asta. Asta parcă are acolo ceva alb, dar nu-mi dau seama. Mă gândesc pe care să o iau. Aici mai este Lego, dar nu vreau nimic în mod deosebit la Lego. Și cam asta e. Mi-o iau sau nu mi-o iau? Am văzut că au apărut aceste seturi noi cu Animal Crossing. Am vrut și eu să joc jocul, dar după aceea nu l-am mai jucat și mi s-a părut că toată lumea era deja băgată în joc și să mă apuc eu după nu știu cât timp. În fine, nu am mai jucat. Îmi place mașina aceasta, hot dog și dinerul. Super drăguțe. Spuneți-mi dacă voi ați jucat Animal Crossing și dacă vă place, dacă v-a plăcut și cum e. Ar trebui să-l joc? A, ia uitați ce personaj, am găsit un broscoi Playmobil. A, broscoiul care se transformă în cavaler, ce mișto! Îmi place. Și balerina aceasta, foarte drăguțe. Aceasta cu picioarele lungi, zâna, o am. Dar ăsta e super interesant, nu l-am mai văzut până acum. Avem aici cu magie, cu motocicletă. Aceasta o am eu de pe Vinted. Aici este 15 euro la reducere. Voi mai știți cât am dat? Că nu mai țin minte. Dar cred că oricum mai puțin, nu? Ia uitați ce am găsit la Barbie. Am găsit-o pe Mariah Carey. Dar mie nu mi se pare că seamănă. Îmi place rochia. Și oricum e 120 de euro. Am găsit și această păpușă Dia de los Muertos Barbie. Nu e de colecție. E cea pe care au lansat-o și în magazine și pe Amazon. Aici e foarte scump, 120, ea s-a lansat cu vreo 80 de euro. Îmi place foarte mult rochea, dar la față nu prea m-a convins. Îmi plac și fluturii. Vreo 50 de euro aș da pe ea, dar atâta nu. Cutia, în schimb, este superbă. M-am tot uitat. Bacea cu machiajul negru mai mare, bacea cu punctul alb. Deci nu-i niciuna perfectă, parcă aceea e cu prea mult machiaj negru și asta are punctul alb. Trebuie să fie totul perfect. Nu mă pot hotărâ. Machiajul negru se poate șterge, dar după aia mi-e frică să nu mă mâzgălesc, pentru că punctul alb nu se poate duce. Ce mă fac? Până la urmă cred că o iau pe asta cu punctul alb, pentru că cealaltă are și, nu știu dacă se vede, un pic de pete, mie să nu iasă, vedeți? Acolo lucios deasupra sprâncenei, aici, este lipici. Oh, mi s-a rupt mânerul, mi-a ieșit mânerul. Până la urmă am luat-o pe cea cu punct, că cealaltă parcă era prea negru, machiată, nu știu, îmi place mai mult aceasta și oricum, după ce o pun pe raft, o să uite punctul acela, n-au fost decât două, oricum mă bucur pentru ea, super, super mult, încă o păpușă Shadow High de data aceasta, nu Rainbow High, bifată de pe listă. Uitați câte ținute are. Tot în magazinul El Corte Inglés sunt, dar am coborât jos la alimentară și au și aici câteva jucării, dar nu e nimic interesant. Sunt cam aceleași păpuși care sunt și sus, la etaj, la raionul de jucării și nu au Shadow High ca să pot să-mi aleg altă păpușă.
cam asta e cu acest magazin. Mergem mai departe la